companiei Stencamp, fostul general al expoziției. Doamne și domnule, bună seara și bine ați venit la acest eveniment. N-am să vă vorbesc despre eveniment în sine. Cei care au vorbit înaintea mea au făcut-o destul de bine și nu vreau să repet. Vreau doar să vă spun de ce ne-am implicat în acest proiect. Atunci când Ambasada Federației Ruse și Muzeul de Istorie ne-au povestit despre acest proiect, decizia noastră a fost aproape instantanee de a participa și de a sprijini această expoziție, pentru că noi suntem consecvenți unui principiu, acela că agenții economici, atât cât pot și în măsura în care au această aplicare, trebuie să sprijine actul cultural, iar istoria este un act de cultură. Noi suntem la al doilea eveniment de acest tip și aveam deja o experiență, așa că a fost destul de ușor să ne mobilizăm. Cu atât mai mult cât evenimentul în sine mi s-a părut unul extrem de interesant. Compania noastră este o companie în care creează o multitudine de națiuni. Noi ne-am învățat de aproape 15 ani să lucrăm în echipă. Avem colegi care sunt din America, din Rusia, din Germania, din Italia, din Franța, din România, din Orient, din China. Suntem o companie multinațională, vorbim toate limbile pământului și ne înțelegem foarte bine. Suntem o companie în care nu există frontiere, în care facem schimburi culturale, ne vizităm, arătăm fiecare celor din cealaltă zări ce avem mai valoros. Noi avem colegi care vin aici și totdeauna își păstrează o zi, o jumătate de zi, în limita timpului pe care ne lasă activitatea și vor să vadă Bucureștiul, vor să vadă Brașovul, vor să vadă Sighișoara, vor să vadă Craiova. La fel cum noi, de câte ori am fost în Rusia, am fost să vedem locurile istorice. De aceea noi credem că astfel de companii trebuie să se implice, cu atât mai mult cu cât, din păcate, evenimentele politice, sociale, economice nu lasă timp. Toți avem, suntem într-un ritm alert, atât activitatea economică, cât și viața politică din fiecare țară sau internațională ne atrag atenția. Ne uităm la televizor și vedem fie vești proaste, fie tensiuni, dar uităm să colaborăm între noi, uităm să vorbim între noi. Noi avem relații foarte bune cu colegii din toate țările pe care le-am enumerat și suntem și credem că modelul din astfel de colective poate fi urmat chiar și de cei care ne sunt politicienii puternici vremii în toate continentele. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară. Recunosc că sunt impresionat și ca un pasionat de istorie vă urez să vedeți această expoziție ca un început și vă îndemn să citim actul istoric, să ne întoarcem la trecut, atât al nostru cât și al altor popoare, indiferent că este vorba de, în această situație, de relațiile dintre înaintașii noștri, dintre conducătorii de acum 100 de ani, dintre România și Imperiul Rus, dar și dintre țările române și Imperiul Otoman sau Imperiul Habsburgic, toate ne arată învățăminte pe care astăzi, așa cum a spus mai devreme excelența sa, domnul ambasador, uităm să le aducem la zi. Deci vă urez o seară agreabilă și celor care au organizat acest eveniment le mulțumesc și le doresc să rămână în contact și să dezvolte astfel de proiecte, noi urmând ca în limita posibilităților să-i sprijinim. Bună seara! Vă rog.